Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Românii iar internaționali avem... Ce-am făcut? Deci un set de polițiști germani uimiți când au deschis dubă unui român care mergea din Belgia în Austria, prin Germania, înțeleg, au descoperit acolo 44 de găini ouătoare, se presupune, care cotcodăceau o mașină și... Vii, deci. Trei români, da, erau foarte vii, 44 de găini într-o mașină nenică. Polițiștii au rămas uimiți, scrie cotidianul regional german Nürnberger Nachrichten. Nachrichten, ia. Cum? Nachrichten. Nürnberger? Nürnberger Nachrichten. Ești un neam zgrasăiat? Un pic. Da, scrie despre momentul când agenții au deschis duba condusă de un șofer român la un control pe autostradă lângă Regensburg. Regensburg. La circa 1300 de kilometri nord de München. München. Aleșit! Băi, da. Deci nu era Luca. Dacă era Luca, avea rațe. Da, avea lațe. Da, bravo, rec. Am fost iertat cu rațele. Înțeleg ce că să fac, ce să vine un... aduc luni două. Ieri erau trei. Nu mai sunt. Nu stoc. Cred. S-au pus. Deci Luca ieri, după ce citește statusul pe Facebook, comentariile, nu știu ce, Ione, ai lăsat ole de rață, nici nu știi cât de bune sunt. Nu știu, că n-am mâncat niciodată. Eu impresionat de ascultătorii noștri, cărora eu le dau ascultare ascultătorilor de fiecare dată și care ne-au avertizat. Ole de rață, sunt toxice, sunt, nu sunt, da, bune. Tragedie că nu-mi dai mie ascultare niciodată. Da. Nici tu nu prea știai. Ce să știu? Cu ouăle de rață, dacă îți pune sau nu. Mă, sunt, credeai că ți-a dus și te otrăvesc. Păi ai venit cu... A fost bătaie aici pe ele. 24 și le-ai dat pe toate. Și eu, pe urmă, ți-am promis că ți-aduc 3 ouă luni, am promis. Da, zice, ți-aduc 3, fii atent. Am greșit. Pentru tine, 3 ouă, am pus deoparte, gata. Eu am lăsat și... Două, până luni, termine 1. Până luni aduce o poză. Eu rămăsese... zic să te duci până la o bor să-i ceri ouăle, că... Rămăsese și la mama un stoc generos. Dar s-a... Și eu mă așteptam că ea se ruga de mine să iau mai multe. S-a coșat. Și eu acum, după ce am terminat de vorbi cu tine, am sunat-o pe mămică. Da. Mamă, zic, hai să mai punem deoparte niște ouă, că după cerere mare. După ce ai vorbit la radio? Ce dat pe toate. Păi și ce fac eu acum? Dar tu ai mâncat? Da, eu mai am doar 4 ouă, de-aia îți dau ție 2. Cât ai mâncat? Cât am mâncat? Da. Câte 3. Ai dar mâncat? Nu singur eu. Băieți. A fost ca la școală, cât am mâncat, ca să ce timp. Deci, practic, ai mâncat un ou. Un ou de fes. De fes. Foarte bun. Ochi? Nu mă așteptam. Ce tip? Ochi. Tip ochi. Și? Ochi. El, practic, când spargi ou în tigaie, da? Gălbenușul e direct cleios. Adică nu e cum e ăla de ou, de găină. Ăsta de rață e ca un șerbet de gălbenuș, dacă vrei. Deci o chestie zice ce mai suspicios. Semisolid așa. Și care, da, foarte bun. Da? Da. Și ce, bă, gust foarte are? Bun, are ce gust de ou. Dar mai... Păi ou e. Mai pregnant decât ou. Nu sunt e bun rău, că... mi s-a făcut o poftă, doamne. Serios? Mamă, și-am mâncat cu roșii, cu... Da. Ai pus și brânzicătele mea lângă? Da. Dar foarte bun. Cărnăcior ai pus? Nu, no. Da, mezel. Ce mezel? Cu și un curiță și un cârnă, un fel de sălămior. Da. Bun. Mai bun, vrei cu ouăle bouătoare, nu cu cred găinile? Că ți le mai dau nici pe alea două. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.